Или на украинском, на что хоть? Спасибо всем. Румыния очень хорошо помогает людям. И спасибо всем. Счастливо доехать, пока. Pleca zâmbind, dacă n-a venit era foarte trist, îngrijorat, nu știa unde o să ajungă cu bicicleta lui. Băiatul ăsta cu bicicletă roșie și geacă roșie e uzbek, dar a lucrat mult timp la Kiev. Acum a început război, a vrut să înroleze și s-a spus că nu-i voie, că n-are stagiu militar și n-ar fi util în armată, carne de tun. Și de ce are de ce să plece? Și zice că a pedalat 5 zile cu bicicleta de la Kiev până la Galați. Какой там номер должен быть? Из трёх цифр. Вот это номер вагона. Кажется, это даже первый, даже этот первый. И место здесь написано, вторая цифра, вот это место. Да, это 481, да? Да, вот этот, первый вагон. На Варну едет. Только эти два вагона на Варну едут. Și zici că a pedalat 5 zile de la Kiev până la Galați. De acolo a venit cu trenul și l-am întâlnit ieri aici pe peron. Coboruse din tren și era derutat. Nu știa unde să se ducă mai departe. Zicea că n-are bani. Dar trebuie să ajungă în Uzbekistan. La el acasă, probabil prin Turcia, Iran, ocolind mările Neagră și Caspică. Avea de gând să vândă bicicleta care i-a salvat viața, dar s-au găsit oameni pe internet care i-au făcut o pomană și au trimis bani ca să aibă de drum și să rămână și cu bicicleta. Așa că pleacă liniștit, fericit că a fost salvat. În cortul în care a dormit a întâlnit niște vecini tagici, care iată unul dintre ei a venit să-l ajute cu bagajul. Bagă în trecere cei bicicletă, dar nu știu dacă o să accepte însoțitorul. Наверное, вас попросят нести велосипед там, в конце поезда, а то здесь люди... А, здесь все закрыто. Но там же туалет, вам же в туалет нужно будет. Наверное, и велосипед, и багажи эти все попросят отнести там, в конце вагона. Сейчас я спрошу у кондуктора, если он есть.